seara, dragilor! Și bine v-am regăsit! A trecut ceva vreme de când n-am mai avut astfel de seri împreună. O perioadă de schimbări, tranziții, mutări, construcții, creații și construiri. Noi. În seara asta vom vorbi despre suntem cu toții esențe florale. Până atunci, cum mai sunteți? Ce mai faceți? Cum a fost ziua voastră? V-ați luat ceaiul cu voi? Sunt Marian Canciu, gazda voastră în seara asta, la un ceai cu un herbalist. Episodul, nu mai știu al câtelea episod este. Cert este că le vom relua seara de întâlniri la poveste în jurul unui ceai. Ziceam că suntem cu toții esențe florale. În primul rând, ce înseamnă o esență florală? Înseamnă că într-o apă pui flori. Sau pui extracte. Dar în prima fază înseamnă că pui flori, ca florile să-și lasă toată esența lor, toată seva, toate proprietățile în apă, state la macerat 12, 6, 8, 12 zile. 12 ore, pardon, nu zile, eram cu gândul în altă parte. Vedeți voi, esențele florale le folosim în momentul în care suntem blocați sau în momentul în care nu știm ce să facem cu noi. Și noi, în esență, suntem esențe florale. În adâncul nostru, bine ferecat sub cheie și lacăt, zace potențialul nostru. Și de fiecare dată când avem oportunitatea să intrăm acolo, să lucrăm, să se activează un sistem de alarmă bine pus la punct și toți gardienii, toată paza, cad ușile, ca în filme, se blochează acel loc și ne dau afară. Astea sunt sistemele noastre de apărare, mecanismele, traumele, toate create de-a lungul timpului, bine create, bine puse la punct, tocmai ca noi să nu ne atingem potențialul maxim. Ei bine, în acele momente avem nevoie de ceva atât de mic, atât de nesemnificativ. Mă gândeam serile trecute la și vorbeam cu colegii la muncă de Lord of the Rings. Și este o replică acolo pe care Gandalf o spune lui Frodo, și că până și cele mai nesemnificative lucruri în lumea asta sunt de o importanță extraordinară. Așa și noi. Și o altă paranteză, cineva m-a întrebat acum ceva timp legat de simțul naturii, de conferința pe care o facem o dată la două luni. Ce caută persoana asta acolo? Care este rolul ei? De ce să fie ea acolo? Pentru că nu are nimic de spus. Nu are nimic de împărtășit. Este în conexiune cu natura, este tot. Dar simte că nu are nimic de oferit. Și într-un alt comentariu, persoana respectivă spune că îmi place atât de mult în comunitatea voastră, încât mă simt ca acasă. Dar când mă duc în comunitatea mea, la mine acasă, mă simt mică, străină, departe de orice, nesemnificativă. Și
Și atunci am spus, măi, tu ești o esență florală, mică. Și când i-am spus să vină în simțul naturii, în grupul de comunicare și când o să aibă curajul să vorbească, o să fie și ea unul dintre povestitori. Zic că atunci prezența ei cu totul, peste tot, ea, atât de nesemnificativă, cum se simte, face diferența. Pentru că este este o activistă feministă afgană sau ceva de genul ăsta, iranian, nu mai știu exact, musulmană oricum, nu mai știu cum o cheamă, care a spus, în momentul în care ea și-a deschis o clinică pentru a ajuta femeile, și toată lumea o blama, o descuraja, de ce să faci asta, de ce să... Ei, a doua zi, curtea ei s-a umplut de oameni care căutau ajutor. Și în momentul respectiv, când toată lumea era împotriva ei, a spus că ploaia începe întotdeauna cu o picătură. Asta am spus și persoanei respective. Ploaia începe întotdeauna cu o picătură. Așa și esențele florale sunt ca niște picături de ploaie. Și vedeți voi, esențele florale au capacitatea să pătrundă în organismul nostru în cele mai mici celule, în cele mai mici cotloane ale unghierelor noastre. Așa și noi. Cu acea mică esență, avem nevoie de esența aia mică, acel lucru care ne schimbă în totalitate viața, în totalitate experiența, în totalitate tot sistemul nostru de valori, de gândire, de acțiune, pentru că are capacitatea să intre pe acea mică găurică a cheii, finuț, subtil, când toate sistemele de alarmă sunt grămadă pe noi, când vrem să deschidem lacătul cu forța, cum facem în terapii și în tot, ne ducem și încercăm să deschidem lacătul, să fim... Esența florală asta face, se duce pe gaura cheii și din interior de acolo ea deschide ușile. Pentru că adevărata schimbare începe de aici, din interiorul nostru. Și de aici începe potențialul nostru de creștere și de dezvoltare. Și asta zic. Noi toți suntem esențe florale. Oricât de mici și nesemnificativi ne-am crea, ne-am simți, ne-am induce asta, ne-am vedea, ne-ar vedea alții. În realitate, noi suntem schimbarea. Florile, când le punem în apă, au proprietatea să schimbe cu totul compoziția apei. O alchimizează cu totul. Ați făcut vreodată vreo esență florală? Ați pus flori în apă, petale tot, nu în glastră, ci plante medicinale comestibile și să le lăsați așa la soare, în geam, la macerat. O noapte, o zi și apoi să beți acea apă, o strecurați și o beți, să vezi cât de revigorați vă simți, cât de... Parcă ceva în interiorul vostru se schimbă. Parcă primiți altfel informația, parcă și doar beți și bucurați-vă de momentul respectiv, bucurați-vă de esența respectivă, de momentul respectiv, de voi, de tot ce este în jurul vostru.
Să vedeți cum se simte. Toate aceste modificări în interiorul nostru încep printr-o singură chestie mică. Cum mai este un proverb românesc care spune: buturuga mică răstoarnă carul mare. Toți așteptăm niște schimbări masive în viața noastră, niște modificări exhaustive. Așteptăm așa o revoluție totală, globală, să vină o mișcare, deodată să ne ia în vârtej, să ne pună în mișcare, să spună: schimbăm totul acum, toată mișcarea asta, și nu se mai poate altfel, pentru că nu te mai poți întoarce la vechile obiceiuri, rânduieli și așa mai departe. O revoluție cu totul. E bine, voi știți cum au început revoluțiile? Cum au început aceste mișcări revoluționare? Doi oameni, în primul rând, doi oameni stând la o masă, neconvenindu-le sistemul. Dar ca să ajungă cei doi la o masă, a trebuit ca fiecare individual să nu-i convină sistemul în care trăiesc. Mie nu-mi convine sistemul ăsta. Stau și bodog în mani, nu-mi convine asta, nu-mi convine asta. Mă întâlnesc cu un prieten foarte bun și spun: auzi, mie nu-mi convine asta, nu-mi convine asta. Și spune: băi, ai dreptate, nici mie nu-mi convine asta, nu-mi convine asta. Cum schimbăm? Dar noi deja începusem schimbarea din interiorul nostru în momentul în care am ridicat întrebările în interiorul nostru, că asta nu este bine, asta nu rezonează cu noi, asta nu se simte corect în noi. Și atunci, deja schimbarea s-a produs. A început mișcarea schimbării. E bine, ca să schimbăm ceva în noi, să avem o revoluție din asta, tot începe de aici, de la 1, din interior. De la o chestie mică. De la un singur om. De la un singur atom, de la o singură picătură, de la absolut unul singur. Așa și noi. Cu totul din interiorul nostru, de la gândul ăsta mic, de la cămara aia pe care o ținem ferecată, de acolo putem să începem. Pentru că schimbarea, dragilor, doar așa se face. În noi. Și esența florală, asta ne învață. Cu o singură floare pusă într-o cană cu apă, schimbi toată compoziția apei. Una singură. Un drop, o picătură. Vedeți voi cât de mare este potențialul lui unu. De potențialul rădăcinii schimbării. Și da, cu toții suntem importanți, cu toții contăm. Și toți avem un rol extraordinar de jucat în povestea asta. Cu toții avem povestea noastră de spus, cu toții avem misiunea noastră de îndeplinit aici. Potențialul nostru maxim așteaptă ca noi să ne împlinim, nu alții. Nu să vină soția să îmi îndeplinească misiunea. Nu să-mi vină fratele, mama, copilul să-mi îndeplinească mie misiunea. Pentru că fiecare are misiunea lor. Tot ceea ce putem să facem este să ne susținem reciproc în misiunea individuală. Și dacă avem norocul să găsim oameni cu misiuni comune, să ne alăturăm, cu atât mai bine. Pentru că uneori, nu uneori, cum spuneam în videourile trecute, cu adevărat singuri nu suntem niciodată. Așa că cel mai bine este împreună. Deși societatea acum ne împinge către individualismul ăsta, eu contez, eu contez, eu fac, eu, consumerismul ăsta de eu. Ei bine,
singur, nu este imposibil să nu reușești, să nu-ți îndeplinești visurile, dar este al dracului de greu. Și la urma urmei, dacă îți îndeplinești visul și nu ai cu cine să-l împarți, spunea cineva, la un moment dat, era un discurs, un interviu pentru Forbes, care spunea: poți să fii cel mai mare miliardar al lumii, dar dacă nu știe nimeni de tine, degeaba ești. Ești singur. Poți să fii cel mai mare geniu al lumii, dar dacă nu știe nimeni de tine, dacă nu te arăți lumii, dacă nu-ți pui talentele în funcțiune, în serviciu, pentru alții, nu te știe nimeni. Poți să fii cel mai mare artist, dar dacă tu nu expui niciodată, poți să faci în casă să pictezi mai bine și mai de 10 ori mai bine decât Michelangelo, decât Leonardo da Vinci, decât Rafael. Dar dacă nu știe nimeni de tine, degeaba. Că, dragilor, individualismul este bun atâta timp cât este sănătos, controlat și nu dus la extrem. Este bine să ai treburile tale singure, este bine să ai activitățile tale singure, timpul tău cu tine. Și cum ar fi să ai timpul tău cu tine, să-l împarți și cu altcineva. Bucuria de a completa, de a te simți. Nu că celălalt te completează, că ești incomplet, ci bucuria de a împărtăși cu celălalt bucuria ta. Pentru că la urma urmei, asta este uniunea. Nu vin într-o uniune pentru că tu mă faci fericită sau fericit. Vin într-o uniune pentru că sunt deja fericit, sunt bucuros, sunt bun cu mine și vreau să împărtășesc asta. Și asta face și esența florală. Floarea pusă în apă împărtășește cu noi toate proprietățile ei. Toate. Deși ea este o floare, este unică, este bucuroasă, este integră, în momentul în care este pusă în apă, împărtășește cu toată lumea. Și devine atât de complexă și atât de frumoasă. Că, dragilor, vă încurajez să fiți esențe florale. Acea mică schimbare în jurul vostru. Mă spunea cineva zilele trecute că urmărind canalele Herb Explorers, îmi place atât de mult lumea asta a plantelor, dar când ajung acasă, sunt considerat un vraci, un vrăjitor, un șaman, sunt așa luat la mișto. Și nu prea am venit să practic. Și am încurajat persoana respectivă să practice. Orice ar zice ceilalți, oricât de nebunie sau nebunatic sau așa e, out of nowhere. Sau ieșit din comun. Li s-ar părea celor din jur, dacă lui face plăcere, să facă, să fie un far, o lumină pentru ceilalți. Și începând să lucreze cu plantele în casă, membrii familiei s-au dat după persoana respectivă. Au început să bea și ceaiuri, să fie mai atenți la plante, să învețe, să devină curioși. Și mă bucuram atât de tare când vine și îmi spune: am început să bea ceai. Schimbarea începe cu noi. Noi suntem esența. Noi suntem picătura cu care ploaia începe. Noi suntem buturuga mică ce răstoarnă carul mare. Noi suntem piatra de temelie de unde se începe.
Noi suntem atomul unde începe totul. Noi suntem sclipirea din care răsare focul. Și totul începe cu noi. Ăsta este individualismul sănătos. Lucru cu tine individual ca să strălucești, să fii un far de lumină, să fii un model pentru alții, un model sănătos. Lumea asta se schimbă atât de mult și știu că pentru inimile mai sensibile, aceste schimbări în ultima perioadă, în ultimul an, au fost așa zdruncinător și s-au văzut în multe dificultăți puse. E bine, dragilor, nu deznădăjduiți. Sunt puse în mișcare multe forțe și multe lucruri. Și totul este într-o schimbare atât de masivă. Forțe majore puse în mișcare, aceste shifturi. Și asta este doar începutul. Așa că este un moment bun să lucrăm mai intens cu noi, mai atent. Cum sfătuiesc eu oamenii este de oferă ca să primești. Give and receive. Asta este legea Universului. Dar nu oferi excesiv și așteaptă să primești. Dar oferă și cu siguranță fii atent că vei primi și pe partea cealaltă. Dar nu lăsa mintea să fie pusă în funcțiune în acest schimb. Ofer ceva ca să primesc acest chibrit. Și aștept acest chibrit să-l primesc și nu-l primesc și creez frustrare și anxietate. Dar, de fapt, daruri vin pe partea cealaltă. Dar eu sunt blocat în direcția asta și pe aici nu mai sunt atent. Așa că haideți să ținem mintea deschisă, sufletul conectat și privirea largă. Schimbarea începe cu noi. Așa că, dragilor, testați esențele florale, vedeți cum se simte. Atât fizic, ca esență florală, dar și cu voi. Începeți să deveniți voi esențele florale pentru ceilalți. În primul rând pentru voi, înșivă, apoi pentru ceilalți. Și să vedeți cum se schimbă lucrurile. Pentru că aveți un potențial extraordinar de mare. Este timpul să îl scoateți de sub acele lacăte, din acele rafturi ascunse, prăfuite. Haideți să fim picătura care începe ploaia. Vă mulțumesc, dragilor, pentru seara asta. Ne vedem săptămâna viitoare la nouă poveste, la un Ceai cu un Herbalist. Pe săptămâna viitoare și să aveți o seară minunată!